Ani de muncă s-au făcut scurum în câteva ore pentru o familie din Neamț. Casa în care visau să se mute până la Crăciun a fost distrusă din cauza șemineului. Au făcut focul aseară pentru prima oară. Vreau să facă o probă, dar în scurt timp s-au trezit luptându-se pentru viața lor. Au avut noroc și au ieșit la timp din casa mistuită de flăcări, dar din locuința lor nu a mai rămas nimic. În camere de foc trebuiau să se mute proprietarii zilele astea și au comandat deja mobila, dar înainte să o primească au vrut să vadă cât de ușor se încălzește casa. Au aprins focul în șemineu, dar pe horn, în loc să iasă fum, au ieșit flăcări. Incendiu care se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului. Iar de la acoperiș, focul s-a extins la etajul casei. Proprietarii n-au mai putut decât să iasă afară și să se roage ca pompierii să mai salveze ceva. Mai dați un furtun aici, pe spate, dați garde aici! Trei autospeciale au oprit în fața locuinței de foc. Incendiul a fost localizat în limitele găsite și se lucrează la lichidarea acestuia. După două ore au reușit să stingă focul, dar casa în care visau să împodobească bradul de Crăciun proprietarii a fost distrusă aproape în totalitate. Ce n-a fost atins de flăcări a fost distrus de apa folosită de pompieri. Oamenii trebuie să o ia acum de la capăt pe banii lor. N-au apucat să încheie o poliță de asigurare pentru locuința pe care abia au terminat-o.